Salutare vulpițelor și hudinașilor! Bine ați revenit în sunul familiei noastre! Suntem alături de Houdini. Salutare! Și de Houdini Junior. Salutare! Și am venit până la magazin pentru că avem o listă foarte lungă de cumpărături. Trebuie să-i facem camera vulpiței și a lui Houdini Junior, bineînțeles. Și am venit să cumpărăm toate cele necesare ca să putem să le transformăm camerele. Da, vreau cameră! Și acum o să intrăm direct înăuntru să vedem. Așa, Houdini, apropo, Houdini, da. Am vrut să zic că eu am povestit deja cu vânzătorul morocănos și mi-a pus acolo în coș tot ce era de cumpărat. Am înțeles, deci trebuie să mă duc doar să achit, nu? Da, cam așa ceva. Eu am fost cu Houdini Junior mai devreme, pentru că tu știu că nu ai putut veni și am zis, nu mai aveam răbdare nici eu, nici Houdini Junior. Păi da, mai aveam de lucru ceva acolo în curte, în casă, acolo, în spate de tot. Da, cu zidul dintre camere ai terminat? Da, e gata făcut, trebuie doar puse toate, în rest am făcut tot în interior. Ok, păi bine, hai să mergem atunci ca să plătim și apoi să mergem acasă. No, bun, hai să vedem ce o fi adăugat oare Foxy în coș, băi. Domnule vânzător morocănos. Bună ziua, domnule vânzător. Bună ziua, bună ziua. Soția dumneavoastră a adăugat totul în coș? Aoleo, Foxy, chiar ai adăugat? Doamne. Dar nu știu că avem doar 24 de diamante la noi. Sper că ne ajung bănuții. Păi am cumpărat așa. Am cumpărat ghivece, am cumpărat flori, am cumpărat pat pentru vulpița, pat pentru Houdini Junior, canapea, chitară, birou, cărți, instrumente muzicale și emineu pentru noi, televizor, tablouri, trofeul l-a primit Houdini, a luat astăzi premiu. Am înțeles. Păi și l-a făcut vânzătorul morocănos sau ce caută trofeul la el? Nu! La facultate a primit premiu pentru un proiect. A fost un concurs pe facultate la el, la Houdini Junior. Tu n-ai fost la concurs astăzi, Houdini? Foxy, ba da, dar ce caută la domnul vânzător morocănos în coș? Asta nu înțeleg eu. Stai că-ți explic. A primit un premiu și Houdini Junior a trecut până aici să-l lase din cauza că cântărește 10 kg. Este din aur. Așa, să-l cărăm noi, am înțeles. Ce drăguț, e premiu, arată bine. A primit un premiu pentru știință. A inventat ceva pe domeniul IT, nu știu. Este, băiețelul nostru este calculatoarele. Da, noi nu ne prea pricepem. Chiar așa ca și el. I-am luat un nou birou de gaming și pentru ce lucrează el la facultate. Ți-am zis care acest proiect pentru care a câștigat și trofeul locul 1. Nice, păi bagă-le pe toate în coș, Foxy. Păi tu trebuie să le bagi, Houdini. Păi da, dar bagă-le la mine în coș. Stai numai puțin să le iau pe toate. Ia uite așa, bam, 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 bam. Le luăm, dar nu ai întrebat cât costă. Da, să Foxy că le luăm pe toate și nu mai întrebăm cât costă. Le luăm pe toate și după aceea facem pe nefăcuții. Domnule vânzător morocănos, cam cât ne-ar costa? Păi v-ar costa cam 30 de diamante. Aoleo, Foxy, am doar 20 și cât aveam? Doar 24 de diamante am la mine. Mamă, Houdini Junior s-a băgat lângă el acolo să-l facă să mai lase din preț. Domnule vânzător morocănos, mai lăsați din preț, 26 de diamante, 26. Bine, bine, hai că vă mai las, tot la 26 de diamante. Ce drăguț! 24, aoleo, domnule vânzător, avem 24! 24 avem! Bine, bine, lăsați-l iată și plecați! Mulțumim! Mama mia, e bine și cu 24 de diamante, Foxy! Poate să hai să ne tirăm, hai să ne tirăm! La revedere! La revedere, la revedere! O zi bună! La revedere, la revedere! O zi bună! O zi bună! Hai să mergem! Hai să-i dăm bice, Foxy! Hai că mergem acum! Hai! Hai să mergem acasă! Și acum ajungem imediat acasă. Deci ce spuneai că ai făcut? Ai terminat zidul dintre camere? Că a trebuit să împărțim acolo camera. Da, am terminat tot, Foxy. Uite un vecin. Oh, drăguțul de el. Bună ziua. Salutare, domnule vecină. Ia uite, băi, ce vecin avem.
Oh, ce faceți? De el? Sunteți cu găinile pe aici pe afară? Uitați, el este băiețelul nostru, Hudinișul. Salutare, domnule vecin! Este la facultate și a câștigat un premiu pentru știință, pe IT. Oh, fain. Și eu am un copil care a fost și a câștigat un premiu. Da? Tot la același concurs sau? Nu la același, la un concurs de biciclete. Concurs de biciclete? Unde v-ați dus? Am înțeles, interesant. Ah, ce tare! Felicitări! S-a ținut un concurs de biciclete și a fost foarte, foarte interesant. Am înțeles. Oh, ce fain! Okay, concurs de biciclete, o să vă nice. Lăsăm, pentru că noi trebuie să mergem acasă, că avem de renovat, de fapt, acolo camera la Vulpițe și a lui Hudinișul Junior. Vă pupăm, la revedere! La revedere! La revedere, domnule vecin, hai să mergem, Foxy. Nu mai știu drumul, pe unde trebuie tot să... Tot în față, prin parc, tot în față trebuie să mergem, da, prin parc pe acolo, haide, Foxy. Hai că venim și noi acum. Haide, Foxy, haide, că te aștept. Hai că te aștept dacă e mamă, fug acum să nu mai prindă vulpița. Codini, mai știi că aici povesteam prima întâlnire? Mai știu, în Foxy. Pe aici, așa, pe da, la da, vecin. Da, pe acolo. Da, pe aici. Uite o vacă, Codini, tu o vezi? Da, o văd. Uite, bă, ce văcuță. Văcuță drăguță. Lași niște lapte pe drum? Da, lasă-o în pace că ne prinde vecinul că e mulgem vaca. O ia razna. Știi ce mi-a povestit Hudini Junior astăzi? Ce anume? Pentru că îl ținem prea mult pe acasă și el vrea să se ducă să o vadă pe Jessie. Cum face? Aoleu, nu știu, trebuie să-i lăsăm să se întâlnească, Foxy. Hudini Junior, acum am zis că e important să stai să alegi și tu culorile și... Exact, da, ca să putem să facem căsuța, să fie gata cămăruța. Pentru că o să vină și vulpița în curând și... Ar fi bine să fie gata cămăruța, nu? Da, și ar fi bine și hai să intrăm direct. Noi suntem afară, venim acum. Bine, haideți, Foxy, haideți. Și ia să vedem ce ai făcut tu pe aici, ai despărțit zidurile? Da, uite zidul acolo frumos, așa, bam, bam, și aici este camera vulpiței. Am uite-l pe Hudini Junior. Da. Ia uite ce frumoasă e, îți place? Ai pus și preșuri. Da, preșuri acolo frumos. Ce faină e fereastră care ai făcut. Ui, ce bine mă văd de la fereastră, Hudini. Hai și tu înăuntru, Foxy. Hai că vin. Hai înăuntru, Foxy. Hudini, da? Ce faci? Mi se pare mie să-mi pui ceva pe față. Ah, nu, că e geamul, Foxy. Nu? E geamul, ce credeai? Îmi dai o floare prin geam? Hai că-ți dau, dar hai, numai că trebuie să vii pe partea alta să-ți dau floricica. Vin acum, Ana. Haide. Te dau floarea. Vreau floare, floricica mea. Haide după floricica, Foxy. Ești călos, n-ajunge floricica la mine. Păi e geamul, sorry. Hai și tu în căsuță. Acum o să vin. Hudini Junior, uite, e aici, se uită la el în casă, așa-i? Da, Hudini Junior se uită la el în cămăruță aici. Da, inspectam cămăruța să văd ce a făcut tati pe aici. Și îți place ce a făcut tati? Da, îmi place. No, haide că eu mă apuc acum să pun astea, Foxy, până vii tu pe aici prin cămăruță. Eu zis să te... Uite că te văd de aici. Deci nu vine să cred, Hudini Junior, uite, Foxy se uită tot de afară. Mă vezi? Te văd. Uite-mă. Vulpiță ticăloasă. Uite-mă. Ok. Hai că mă apuc să pun pe aici mobila. Da, începem direct cu carpetul. Așa, să punem întâi covorul ca să știm unde să... Da, trebuie ales covorul. Eu mă gândesc să-l punem așa, aproape peste tot. Da, bine, haide să începem treaba. Aproape, am zis, deci cam așa ceva, nu? Da, cam așa ceva. Eu zic că arată destul de bine, nu? Așa gălbejor, mamă. Ia să vedem așa ca idee, dacă se potrivesc culorile, dacă da? Se potrivesc, nu? Eu zic nu? Că da, eu te văd aici de la geam. Și ticăloasă-i vulpița, băi, stai acolo la geam. Te punde, stai liniștit, Hudini, mai au și o gură de aer, că toată ziua am stat numai în casă astăzi. Am fost doar de am făcut cumpărăturile. Am fost acolo la facultate, că a câștigat premiul Hudini Junior. Tu știu că ai stat astăzi de ai separat zidurile și de asta n-ai știut. Da, eu am avut multă treabă astăzi, Foxy, și uite acum încă mai am, acum pun carpeta. Vă că s-a pus tire pe carpetă. Da, îmi place, galben, culoarea mea preferată. Da, ce-mi place. Super, fain, mă bucur că îți place, de fapt am ales împreună ceva. Și eu mă bucur. Surpriză. Mamă, chiar arată bine.
Și holul îl lăsăm așa, oare, sau? Asta mă gândeam și eu, dacă să lăsăm așa sau să continuăm. Nu știu ce să zic, sincer. Hai să vedem cum arată. Mamă, arată super bine. Vreți să lăsăm doar așa dacă carpeta? Dacă nu, da, fă până la hol să fie carpetă. Sau numai atâta? A, numai atâta, ba, nu, numai atâta. Hall. Da, exact, e ok, e ok, nu lasă să fie așa un pic pe lângă hol, așa, parcă e un design mai fain, nu? Este, ne uităm? Da. Parcă arată bine designul așa. Și eu zic să... Deci întâi să terminăm cu camera lui Houdini Junior. Așa. Și apoi să ne mutăm în partea cealaltă, la vulpița. Bun, hai să vedem dulăpiorul unde îl punem. Aici, undeva pe perete, nu? Da, 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 ar merge. Mamă, nice. Ce fain e. Ia uite ce bine se potrivește. Ia uite că de așa ți-ai pus și cărțile, dosarele de la facultate, caietele. Da, 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 îmi place, îmi place. Așa, trebuie să-ți mai punem pătuți. Hai să vedem ce pată ți-am luat. Ție ți-am luat unul așa albastru. Un pat albăstrui. Da. Mamă, ia să vedem pătuțul Foxy. Cum va arăta oare pătuțul? Oare unde să îl punem? Aici în colț undeva, nu? Sau, uite, chiar aici lângă dulap? Așa, zici acolo lângă dulap? Nu, mai degrabă spre colț undeva. Aici? Da, aia ar fi bine aici la lumină, pentru că se vede mai bine. Cam așa ceva. Hai să vedem. Aoleo, trebuie spartă carpeta, de aia nu merge. Da, trebuie spartă carpeta acolo, două pătrățele. Nu, nu, doar aici așa mai trebuie. Bun, hai să spargem așa. Și dă-i. Ok, și hai să punem carpetul atunci la loc acum, nu? Hai cu carpeta, da. Așa, bun, perfect. O să rămână așa acolo? Da, 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 nu merge pusă sub pătos. Îți place așa cu Dini Junior? Da, place, place, arată frumos. Super, hai să ne gândim unde să spunem calculatorul pentru. Eu zic că tot aici între ferestre, nu? Da, uite ce bine ar fi acolo între ferestre. Are nevoie de calculator neapărat. Hai să scoatem mocheta. Să punem PC-ul, stai să vedem unde era PC-ul, uite aici, de fapt are mai multe PC-uri. Și aici între? Nu, 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 eu mă gândeam aici așa între pe astea, nu? Astea? Da, 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 acolo mă gândeam, exact la mijloc. Uite la așa, mamă, nu, la fix. Chiar i-am scăpat aici, nu mai vede lumea când dorme. Dar cred că îl văd vecinii de afară. Nu pe contează, Fox, lasă că e frumos așa. Eu mă văd de aici. V-am zis că eu văd cel mai bine de afară, nu m-ați crezut. Da, da, da. Nice, haide. Ei, drăguțule. Haide să punem și scaunul. Sigur. Hai să vedem de scaună. Punem aici așa, să luăm un scaun de birou. Un scauneci, unde? Hai să punem un scauneci. Păi aici, evident, undeva, uite. Da, numai stai așa puțin, să vedem cum să-l punem ca să fie ca lumea, cumva și ar trebui pus. Hai să vedem. Ceva de genul ăsta oare, da. Ca să nu fie în mijlocul casei. Așa sper și eu. Mamă, e ia perfect. Ia uite la. E tot așa albastru, e super. Perfect. Pe Dini Junior, unde au fugit? Aici erai. Sunt aici, sunt aici, mă uitam, mamă ce bine le-am plasează, tati! Și mami de acolo, de la geam, păi da, mami cu direcțiile, pe acolo, zice acolo, pune acolo. Mă uitam, ce să mai punem, stai să ne uităm. Nu știu, niște flori aici, eventual, nu știu dacă merg puse florile pe carpeta. Stai să vedem ce am mai cumpărat. A, zis că îi punem o canapia. O canapia? Da, când vin prietenii la Houdini Junior. Atunci ai, uite, pe partea asta, uite aici, unde mai e spațiu liber, o canapia. Și cam atât, că nu știu dacă mai încape nu, ceva. Nu, vreau să-l punem pe aici, pe coridor. Asta pune acolo, da, uite așa. Albă? E drăguță, da. Se potrivește. Mai punem una altă culoare? Nu, no, ajunge una. Un fotoliu, este cam la și un fotoliu. A, poți să pui un fotoliu, da, dacă vrei. Cu Dini Junior, unde au dispărut? Da, 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 merge și un fotoliu, am ieșit până afară. Da, uite, poți să pui un fotoliu acolo pe capăt, eventual, uite așa. Aici? Aici merge pus un fotoliu, dar da, nu chiar în colț, undeva cam aici. Așa să pun. Ok, stai să mă uit, să vedem ce fotoliu i-am cumpărat. Uite, din acestea așa. Da, e drăguț ăsta. Hai să-l vedem. E verde! Verde, așa, mamă, lângă dulăpior. Uite cum a apărut când am văzut fotoliu. Da, place, bună alegere. Un fotoliu verde, ce-mi place. Mamă, ce cameră frumoasă. Hai să punem și unul pe aici. Ia să vedem, hai să mai punem unul aici, bam. E negru ăsta. Un fotoliu negricios. Mai frumos, unul, unul alb și unul negru. Ăsta e gri. Nice. Lasă că arată bine, arată bine. Îmi place.
Așa, uite aici vin prietenii tăi, se întind pe aici, pe canapele. Că am venit și eu. În sfârșit, Foxy. Uite-mă. Și mă gândeam, uite ce confortabilă este canapeaua. Mamă, văd că deja te-ai pus pe canapea, Foxy. Mamă, e așa confortabilă. Și mă gândeam să îi punem televizorul aici, să te poți uita de pe canapea. Ce zici? Drăguț, da, hai să vedem. Punem televizorul, stai așa să caut televizorul. Uite-l, l-am găsit aici sus. Hai să-l iau să-l pun în inventar și să punem televizorul. Mamă mia. Chiar sunt curios. Îl punem aici așa. Da, 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 ceva de genul ăsta. Oh, ce fain. Wow, da. Super, e destul de mare televizorul. Te poți uita. E pe Live TV. Ce poți o fi acesta? Nu știu, sincer. Uite ce fain. Vezi, da, te poți uita de aici. Te poți uita exact de pe canapele sau de pe canapea, pardon, sau de pe de pe fotolii. Exact. Îți place Houdini Junior? Da, 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 îmi place. Mulțumesc, mulțumesc. Mi-ați cumpărat o groază de chestii. Mai vreau să mai pun acolo un tablou sus, Foxy. Da, imediat. Stai să vedem ce cumpărături. Ia să vedem unde e tablou. Am mai făcut să-l punem la loc. Ia, hai să, încerc tabloul ăsta să vedem cum este tabloul ăsta. Aici sus, nu? Da, acolo undeva. Ia să vedem cum arată. Mamă, ce frumusețe. Zici că e un poster de gaming, super. Foarte fain. Mamă, foarte ce-mi fain. Place tablou. Chiar e foarte fain, aș putea zice. Arată foarte fain camera lui Houdini Junior. Îți place așa? Da, 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 îmi place, mulțumesc mult. Stai că mai avem, ți-am mai luat jucării. Ți-am mai luat pe aici, de fapt jucării. Ți-am luat, unde să spunem noi ție oare trofeu? Nu știu, pune-l undeva aici, pe jos. Foxy, pune-l uite aici așa jos, lângă perete, undeva, unde mai are loc. Acum. Sau lasă că-l pun eu, de fapt. Stai că de până îl pui tu, îl pun eu. Că mă gândeam să ți-l dau ție să-l pui, dar mai bine îl pun eu, uite așa. Bam! Wow! Ia uite, e poză, e poză cu mine, dar nu, adică cu mine, doamne, cu Houdini Junior. Dar parcă în... și trofeu. Și trofeu. Nice, ia uite ce drăguț. Ce tare. Deci cu Dini Junior ți-a dat o poză cu tine numai că blond. Aoleu, aoleu. Mamă, te-am obsit. Ce tare. Ia uite ce tare. Drăguț, da. Hai să vedem ce mai avem. Să lăsăm toate lucrușoarele tale. Mai avem, ți-am cumpărat și masă de biliard. Mamă, drăguț. Și dronă. Stai că spunem întâi drona. Știi, dacă îți spun acum drona, Houdini Junior. Drona aceea pe care am filmat la grădina zoologică, mai ții minte? Erai mai mic atunci. Da, 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 mai ții minte. Ce punem aici undeva? Da, las că, uite aici eu pun, e bine. E ok. Ce faină. Mamă, drăguță drona. Și-a luat zborul drona. Aoleu, o controlează Houdini Junior, ticălosul. Houdini, mă jucăm cu drona. Mamă, ce nesperiat. Mă jucăm cu drona. Ți-ai pus drona în pat, ia uite. Lasă acolo să doarmă și ea puțin. Mamă, ce tare este camera ta. Hai să vedem ce mai avem aici în camera ta de pus. Hai, eu zic să-i punem o chitară. Uite acolo, Foxy, să poată, să se poată juca cu chitara. Ia să-i pună o chitară. Unde se pun chitara asta oare? Nu știu că nu mai prea are loc pe aici, văd. Da, uite aici, eu pun lângă calculator, în locul la dronă, ia uite, frumos. Ia, ce frumos e. Deci hai să vedem ce vedem atunci când intrăm pe aici, din living. Ia să vedem. Îl vedem pe Houdini Junior. Mamă, ce drăguț. Ia uite ce frumos, ia uite. Deci canapele, o canapea de fapt, fotolii, televizor, trofee. Mamă, ce frumos e la tine, îmi place de numai, ia uite. Mamă, și drona și pe mie par. Îmi place. Foarte fain, îți place Houdini Junior, așa-i? Mamă, super, super. Și mie îmi place Foxy, apoi lui Houdini Junior. Da, și mie, da, îmi place. Așa e, că abia aștept să-i arăți camera ta lui Jesse. Da, să venim să ne jucăm amândoi aici pe calculator. Mamă, și Jesse se joacă. Da. Se joacă prost, dar mult. Unde te-ai dus, Houdini? Ne apucăm de camera vulpițe? Da, m-am dus acum în camera vulpiței să mă apuc de treabă. Am înțeles. Eu mă gândeam să-i punem ceva carpet cu model. Cu model? Aoleu, hai să vedem, să încercăm un model. Uite, încerc eu acum un model să văd dacă îți place după aceea. Bine. Chiar sunt curios dacă o să-ți placă. Mă gândeam,
Să fie așa, nu știu, cu alb, cu... Cu alb și cu roz? La asta mă gândeam și eu, uite, acum tot încerc aici modele. Da, așa mă gândeam să fie. Deci cu alb și cu roz. Hai să vedem, hai că încerc modelul ăsta, să văd dacă îți place după aceea. Să fie așa, mai multe nuanțe, gen, știi? Da, 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 da. Că doar o vulpiță avem, nu mai multe. Într-adevăr. Bine că a venit și Houdini Junior. Da, da, da. Mă vedeți? Eram aici. Te-am văzut, Foxy. Mamă, frumos, frumos, te numă. Dar de fapt hai să scăpăm de bucățile astea, nu? Houdini Junior s-a pus acolo, nu vrea să scape. Da, hai că le sparg, le-am spart, am spart una și mai sparg încă una. Vrea. Aoleo, nu vrea Houdini Junior să plece de acolo, băi, ticălosă. Nu vrei Houdini Junior să ne lași să facem în la vulpiță aici. Hai să pun acum niște alb, să mă gândesc cum să-l așez, ia să văd, bam, bam, bam. Bun. Cu model Houdini, cu model. Da, cu model încerc, Foxy. A? Ia uite ce drăguț. Stai acum să sparg, uite că s-o dat Houdini Junior de acolo, să sparg și asta și să pun alb acolo. Nu mai trebuie așa. A, să las doar așa, zici? E frumos, nu? Mamă, tu te tot uiți acolo și îmi tot zici, a? Parcă mai trebuie o linie. Hai că mai pun o linie atunci. Așa, nu? Ia uite ce frumos e. Mamă, drăguț covorul, drăguț covorul. Și acum va trebui să punem altfel de covor pentru... Pentru pătuț. Exact, exact. Acum o să fac pătuțul. Super tare. Haide să pregătim pătuțul. Mamă, uite pe spațiul acesta zic să fie pătuțul făcut, așa? Da, 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 cam atâta ceva mă gândeam eu să-l fac. Pe spațiul ăla unde sunt, unde sunt lemnele. Așa, hai să vedem ce stii mai punem în cameră. După care o să rămâi tu să faci pătuțul. Îi punem dulapul aici undeva. Ia să vedem, așa bun, dulapul l-am plantat acolo. Așa, ce trebuie să mai punem oare? Așa la început. Hai să ne mai gândim de ce ar mai avea nevoie. Stai să văd ce mai am prin buzunare, Foxy. Ce mai ai prin buzunare, spune? Păi mai, pot să, mai putem să-i punem niște floricele. Eventual o lampă, uite am o lampă. Mă gândeam să-i pune și un patros pentru dar când ar merge. Crește mai măricică. Ar sau merge dacă vine cineva, gen dacă vine tanti Beta să aibă grijă să stea pe pat. Da, într-adevăr. Păi atunci patul să fie undeva acolo în colț, nu mă gândeam. Mă gândeam în colț, așa să, să-l pun. A, da, uite așa arată perfect. Da, numai acum trebuie să mai pun acolo undeva alb. Trebuie să mai pun niște carpetă albă. Mm-hmm. Hai că vedem acum. Eu cred că o să iasă super frumos. Da, și eu cred. A, cea bun. Nice. Ce zici, Houdini Junior, îți place? Camera surioare tale? Da, îmi place. Un tablou putem să-i punem, uite aici pe ăsta. Momentan zic că nu are sens să-i punem prea multe chestii pentru că trebuie să crească întâi. Adevărat. Uite acolo, pe, așa pe perete, acolo să pun un tablou. Ia uite, mamă. Wow, este ca cel din camera lui Houdini Junior. Exact, mamă, le-am nimerit la fel, Foxy. Drăguț. Așa și o floricică și pe care o să te las pe tine să eu construiești acolo pătuțul. Hai, pune floricica. Îi punem o lalia frumoasă roșie. Drăguț. Uite ce drăguță e camera lui Vulpița. Da, oh, drăguță camăruța lui Vulpița. Mamă, îi punem și la Vulpița un trofeu, ne dă voie Houdini Junior, că văd că mai e un trofeu Houdini. Da, 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 pune, hai să-l punem acolo pentru, pentru Vulpița. Da, 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 îl punem, îl punem. Ah, ce tare este. Asta ești tu, brunet. Oh, asta este Vulpița. Mamă, Vulpița când o să crească. Mă, ce fain, și mai punem unul. Oh, gata. Un trofeu goldan, ia, așa. O să ia și ea locul unu. Wow, ce tare. Locul unu, numai unu. Da, Houdini, te las împreună cu Houdini Junior să-i face sfatul. Bine, Foxy, bine, papa. Mă vedeți? Te văd, te văd. Ia să vedem așa cum facem noi pătuțul frumos. Bam, bam, bam. Și hai să punem pătuțul aici. Aoleo, aoleo, nu merge, bă, ce naiba se întâmplă? Mamă, nu vrea, trebuie pus, uite aici așa. Mm-hmm. Înseamnă. Bam, bam, bam. Se pare că va trebui să spargem un rând din ăsta așa. Să facem, uite așa. Ah, ce fain arată. Drăguț, drăguț locul pentru, pentru Vulpița, nu? Îți place, Houdini Junior, pătuțul? Da, 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 îmi place, îmi place, îmi place. Mamă, așa la fereastră, frumos. Chiar frumos.
Au, oh, Foxy, tu te-ai degea și, da, ce și comentezi, am păi înțeles. Păi normal, normal, astea perspectivă. Am înțeles, ia uite ce drăguț e pătuțul. Mamă, și și confortabil, eu zic că o să-i placă la vulpița. Mhm, e foarte frumos. Bună, deci cam asta a fost episodul, să nu uitați de un like, un share și un subscribe. Foxy, unde te-ai dus? La baie, nu intra! Aoleu, îmi pare băi, rău! Închide ușa! Am închis ușa. Deci cam asta a fost episodul, să nu uitați de un like, un share și un subscribe, un follow pe Instagram Foxy.insta și Houdini.insta și noi ne auzim ca de fiecare dată pe următorul episod. Pa, pa! Pa, pa!